Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc. Invitații mei sunt domnul doctor inginer Ion Bazgan, doctor inginer Gheorghe Buliga, vechi cunoștințele de ale dumneavoastră, cu care încercăm și în această emisiune să finalizăm, greu de spus, dicționarul inventatorului și omului de știință Ion Bazgan, om de știință și inventator. I-am invitat pe doctor inginer Ion Bazgan și pe doctor inginer Gheorghe Buliga și după principiu că așa am început și așa vrem să și finalizăm deocamdată pe acest an o a treia emisiune dedicată omului Ion Bazgan. Am subliniat, am bolduit omului Ion Bazgan. Domnul doctor inginer Ion Bazgan este membru fondator, membru titular, vicepreședinte al Academiei Oamenilor de Știință din România. Este fiul domnului Ion Bazgan, fiul cel mare, membru fondator, președinte al Fundației Ion Bazgan. Domnule doctor inginer, nici nu știu iarăși cum să mă adresez, e foarte complicat. Simplu, cât mai simplu. Aveți, domnule Bazgan Junior. Junior, exact. Aveți atât de multe caschete. Mai adăugăm și altceva la această scurtă prezentare, la acest scurt abstract? Vă mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim foarte mult și în acest maraton sper să terminăm în formă și în forță. Domnule doctor inginer Gheorghe Buliga, bine ați revenit în emisiunea noastră. Sunteți un apropiat al domnului Bazgan Junior. Să mai spunem că sunteți membru fondator SIPEG. SIPEG este acronimul de la Asociația Societății Inginerilor de Petrol și Gaze. Director fondator al revistei Monitorul de Petrol și Gaze. Am aici ultimul număr. Nu e bine spus ultimul număr, nu? Ultimul număr care a apărut anul acesta. Care a apărut anul acesta este o revistă care și ea stă în picioare, da? Anul nu s-a sfârșit încă. Nu s-a sfârșit încă, da? Și membru al Fundației Ion Bazgan. Aș vrea să informez pe telespectatorii noștri că invitatul meu, domnul Bazgan Junior, a preluat și continuat cauza pentru brevetele tatălui domniei sale din 1900, brevete SUA, 1937 și 1970. Cum am realizat deja două emisiuni, vorbeam de acel dicționar alcătuit cu cuvintele care definesc, așa ne-am propus noi, viața lui Ion Bazgan, foarte pe scurt din emisiunile precedente, venind pe alocuri cu câteva noutăți. Cuvinte autobiografice, 24 iunie 1902, Focșani. 15 decembrie 1980, București. Decedat. Soțiile. Anișoara Bazgan, avem aici o imagine, este mama domnului Bazgan Junior. Angela Bazgan, iată avem aici o imagine de grup pe care îl rog pe invitatul meu să o comenteze puțin. Vă rog, domnule. După moartea mamei mele, din motive medicale, în 1953, tata s-a recăsătorit cu doamna Angela Cazaciuc, se numea, persoana care o vedeți în fotografie, unde sunt împreună cu ceilalți frații mei. Mai avem aici o altă poză de familie, adevărate bijuterii de familie, pe care ni le-ați adus și vă mulțumesc frumos pentru că dorim să le prezentăm. Aici e Angela împreună cu Sorin și cu tata. Cum se spune, nu vreau să fiu ironic, Angela merge mai departe totuși, da? Da. Este în țară, dar acum am înțeles nu, că... Nu, este în Elveția. Este în Elveția. Alături de Sorin, cel mai mic dintre frații dumneavoastră. Cuvinte educaționale, școala numărul 2 Focșani, azi e foarte numele, da? Foarte numele, doctor inginer Ion Bazgan, de altfel și strada pe care a copilărit, da? Și strada pe care a copilărit. Liceul internat din Iași, un liceu de marcă, un liceu de prestigiu.
Școala Superioară de Mine și Metalurgie din Leoben, Austria. Ca să vedeți ce mică este lumea, chiar astăzi am avut o discuție cu rectorul Universității de Petrol și Gaze și se dorește o colaborare cu școala. Cu această școală. Cum este la Leoben? E un orășel de munte, exact cum e Sinaia la noi. Foarte frumos. Deci foarte frumos. Cuvinte academice. Doctor inginer, tot la Leoben, în 33. Profesor onorific la Catedra de Economie a Petrolului, Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale București. Membru de onoare post-mortem la două academie, la Academia de Științe Tehnice și Academia. Sunteți vicepreședinte la Academia de Oameni de Știință, da? Din România și la Academia de Științe Tehnice. Prea multe academii, totuși, nu? Da, de fapt a fost propus și pentru Academia Română, dar din motive, să zic, politice la timpul respectiv, nu a putut trece de barajul care erau condițiile impuse din punct de vedere de dosar. Și prin baraj nu se trece. Și nu se trece, așa era. O altă secțiune, congresele mondiale ale petrolului, deci destul de importante. 1934, 1937. Nu, 33 primul. 1933, 37. Primul în Anglia, da? În Anglia, da? Al doilea la Paris în 37. Și Maxim 67. Maxim 67. Dar primele două s-a prezentat. Da, fizic. S-a prezentat, a prezentat și lucrări. Da? Iar în cel din Mexic a transmis o lucrare care a fost avem prezentată. Avem și o poză, avem și o imagine aici, da? Da, am înțeles. Era puțin răsturnată, da? Iar în Mexic a trimis o lucrare care a fost bine primită. Primită, da. E vorba de forajul la 15 km. Dar nu a putut să participe pentru că era prea departe. Erau condițiile respective. Condițiile respective. În momentul respectiv și care le știm toți. Da. Premii, diplome, medalii, o altă secțiune. Sunt secțiuni finalizate deja. 1962, premiul de stat al Republicii Populare România. Pentru activitatea sa tehnico-științifică și pentru rezultatele industriale ale aplicării invențiilor. 1936, premiul Nicoara al Academiei Române, la propunerea președintelui Ludovic Mrazek, pentru lucrarea politica petrolului în funcție de situația exploatărilor și problema combustibilului 36. Și am dezbătut noi puțin, a avut și o propunere în 60 premiul Nobel, dar nu s-a realizat. O altă secțiune... Care nu îndeplinea condițiile de la fel de ordin politic. Da, asta este. Nu a fost niciodată membru de partid, dar dumneavoastră. Nici dumneavoastră nu ați fost membru de partid. Nici eu n-am fost membru de partid. Dar după evenimente trebuie să spunem că ați fost... Liberal. Deputat, și sunt liberal, liberal, și sunteți un liberal convins. 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 De fapt, și tata a fost liberal. Da? Da. Și era un fin politician, tatăl dumneavoastră. De altfel, o să exploatăm, ca să spun așa, între ghilimele, această apartenență politică, că atunci când vom ajunge la legea petrolului, da, unde invitatul nostru, domnul Gheorghe Buliga, de-abia așteaptă, stăm cu cărțile pe masă. O altă secțiune pe care am finalizat-o, descoperiri și invenții, să reamintim telespectatorilor că descoperirile s-au axat pe cercetări fundamentale în perioada 25-33 esențială, legătură cu principiul lui Arhimede, ajungându-se la efectul Bazgan și apoi la transmiterea energiei pe cale sonică prin garnituri de foraj la sapă. Toate invențiile sale... Materializată prin 4 brevete internaționale. Și am ajuns la următoarea secțiune. Care au fost aceste brevete? Și vreau să le lecturați tot dumneavoastră. Da, da. Primul brevet a fost depus în 1934. Da? Brevetul românesc. Da? Metodă pentru îmbunătățirea randamentului și perfecționarea forlajului rotativ prin rotație percutantă și prin amortizarea presiunilor hidromecanice. Asta e primul brevet. Al doilea, concomitent cu asta, în termen de 6 luni, a brevetat invenția și în Statele Unite ale Americii, pentru că a primit brevetul american în 1937. Trebuiau să treacă. Aparat rotativ pentru forat puțuri. Da? Brevet îmbunătățit în 1947 cu titlul Foraj prin metoda ciocanului rotarii. Da? Și ultimul brevet, în 1967, procedură și sisteme de forare rotativă cu vibrații sonice impuse lichidului de foraj, care permite săparea până la adâncimi de 15.000 de metri. Astea sunt cele 4 brevete. Bine, lucrări sunt cel puțin 50 de lucrări. Peste 50 de lucrări, lucrări publicate. Cărți, studii, da, cărți sunt care s-au mai trei, picioare, și încă anunțat. 3 inovații, cum era în prima perioadă după 47, care și alea
Bineînțeles, astea erau de acum bun al poporului. Erau trecute ca fiind ale ministerului de resort. Domnule doctor, inginer Bazgan Junior, ne apropiem practic de, și intrăm în emisiunea noastră, cea de-a treia, pe care am dedicat-o cu plăcere tatălui dumneavoastră. Secțiunea, am rămas la secțiunea Cauza Ion Bazgan. V-aș ruga să-mi permiteți foarte pe scurt, să amintesc o dată că au fost foarte multe procese. Vă amintesc procesul din 39-47 sau ne amintim cu Steaua Română, care a rămas nefinalizat. Naționalizarea 48, 41-27 decembrie, guvernul SUA a blocat brevetul SUA din 37, 61. 41 e blocat și 43 sechestrare. Da. 61, Ion Bazgan deschide un proces de recuperare a drepturilor sale de inventator, de altfel plătise 17 ani taxe pentru protecția brevetului depus în America. Da? Nu, procesul a fost închis odată prin faptul că s-a adus o adeverință în proces că e mort, că a murit. Dar am fost vorba de vărul medic. De fapt era de Bazgan, doctorul, da? Bazgan. Da. Și bineînțeles că n-a mai continuat și ca urmare a faptului că la data respectivă brevetul era sechestrat încă. Cu toate că prin acordul dintre România și Statele Unite din 1960, Statele Unite își luase angajamentul să restituie toate proprietățile românilor sechestrate ca urmare a celui de-al doilea război mondial. Acest eveniment a intervenit în 1965. Când Departamentul de Stat al Justiției Americane a dat ordinul de desechestrare. Un efect simbolic. Simbolic a fost, cu toate că din textul brevetului rezultă, și aici e o problemă de controversă și care juriștii vor spune cuvântul, și părerile sunt împărțite, în ceea ce privește că posibilitatea de recuperare a dreptului nu este limitată. Cu toate, în contrar cu prevederile legale, ca urmare, adică ei, în momentul când l-au restituit, au căutat să, în primul rând, să repare un drept care îi cuvenea. Începând cu 66, 67, 69, 71, 74, Ion Bazgan merge în străinătate pentru a-și organiza apărarea, sperând. Vă cer permisiunea să citesc un pasaj din lucrarea Ion Ște Bazgan, un inventator român pentru eternitate, apărută la editura Ion Bazgan, autor Gabriel Inăstase. Și e destul de interesant ce mărturisește într-un interviu tatăl dumneavoastră. Am reînceput după război călătoriile, în 1966, de data aceasta pentru a organiza recuperarea drepturilor mele de autor în Europa și în America. Din cauza războiului, lumea uitase de autorul acestei invenții. E vorba de invenția din 37. Da. Și am fost nevoit să țin conferințe și să voiajez în scopuri de documentare științifică și tehnică în Italia, Franța, Germania, Austria, Elveția, Portugalia și apoi în Statele Unite ale Americii. Am dat interviuri în presă și radio și am ținut conferințe de lucru publicate în aceste țări, în revistele de specialitate și în presă, fiind adesea invitat al marilor întreprinderi petrolifere ca Eni, Italia, la Institutul Francez de Petrol, IFP, Malmaison, Paris, la Fundația Gulbenkian din Lisabona și altele. Este o mărturisire foarte concretă, foarte exactă a tatălui dumneavoastră. Să mai amintim că în 11 iunie 74, Ion Bazgan trimite guvernului SUA un memoriu cu 21 de documente anexate, propunere cu banii care i s-ar cuveni din drepturile de autor să facă o fundație cu 34 de secții. Guvernul SUA nu a răspuns. Domnule doctor inginer Bazgan Junior, acum aș vrea să continuăm această secțiune pe care noi am început-o, nu înainte de a vă provoca cu un motto pe care cu siguranță că îl știți pe din afară. Aparține unui inginer anonim din Dallas, se întâmpla în 67 la o conferință a tatălui noastră și sună așa: ne vom judeca 10 de ani și apoi cu fiii dumitale, e vorba de Ginel dumneavoastră, Dinu Sorin, dar nu plătim.
V-aș ruga din acest moment să ne spuneți ce s-a mai întâmplat în continuare. Sunteți un luptător, știu asta. Da. Pornim întâi de la treaba din 1900 până 66, nu? 65-66. Da. În 65 s-a restituit brevetul, motiv pentru care organele de securitate din România s-au sesizat imediat de posibilitatea obținerii unor drepturi de pe urma acestui brevet. Și atunci problema s-a pus la nivel guvernamental, la nivel de președinte, și a început un întreg, mai multe activități prin care căutau să obțină banii, adică să-i ia pentru statul român. Asta e realitatea. Și atunci i s-a dat dreptul, nu avea dreptul să iasă în străinătate, i s-a dat o viză pentru a pleca în străinătate, fiind inclus în acest joc Constantin Drăgan. Iosif Constantin Drăgan. Da, care i-a făcut acea invitație ca să continue lupta în străinătate. Într-adevăr, a plecat într-un turneu aproape de un an, începând Spania, Italia, Germania... Aproape un an, da. Aproape un an. Țările pe care le-am numărat, da. În toate țările a fost, cu sediu l-avea însă la Roma, unde avea un apartament pus la dispoziție, bineînțeles, și cu străjerul în spate. Asta era metoda în perioada respectivă. Da, sigur că, dar trebuia o protecție deosebită. Da, bineînțeles, trebuia protecție. Inventator, om de știință. Toată treaba asta a avut un scop, timpul a dovedit, nu, pe ca să îl facă să apară că el revendică drepturile, pentru că pe legea americană nu permitea statului român să solicite drepturile. Trebuia ca titularul să solicite drepturile respective. Titularul în persoană. Sigur că da. Și în felul ăsta au găsit calea de a-l pune în fruntea eșalonului respectiv, care urmărea... În linia întâi. În linia întâi. Asta a mers până la un moment dat, în toată afacerea asta a intervenit cusul lui Nixon, care avea o casă de avocați și care a preluat cazul. Da. O treabă a urmat de venirea lui Nixon în România. A urmat de încasarea de către statul român în înțelegere cu administrația americană a unei sume de 50 de milioane de dolari, fără să-i spună nimic de situație care am descoperit-o prin declarația unui purtător de cuvânt al Serviciului Român de Informație făcută pe televiziunea română. Da, ne-ați povestit în emisiunea trecută, am aflat atunci de această problemă și, bineînțeles, tot așa au fost încercări de a lupta pentru... Final a fost această sumă care au încasat, o sumă derizorie în raport cu drepturile reale ca urmare a acestui brevet. Brevetul fiind de natură aduce economii de 30% din costurile de metru forat, care, pe ultima expertiză care a fost făcută acum, anul trecut, treaba asta bat peste 1500 de miliarde drepturile care sunt ca urmare a acestui brevet. Este cu cât suma mai mare, cu atât posibilitatea de realizare e mai mică, dacă stăm să discutăm. Păcate. Dar dumneavoastră luptați totuși pentru... Da, sunt soluții, revendicări. Nu e cazul să le discutăm în momentul de față. Sunt probleme destul de avansate în domeniu. Da? Sunt probleme. Sunteți implicat direct? Poftim? Sunteți implicat direct? Da, sunt implicat direct în ele. Știu că pe birourile multor personalități se află... Da, sunt. Dosarele... De la vârf în jos, la noi și în altă parte... Top-down. La nivel de vârful are lumii, adică cei două vârfuri, practic, ale lumii din momentul de față, care sunt implicate direct în problema asta. A existat la un moment dat o discuție la o întâlnire în Coreea, după aia a zis... Stai că eu îmi termin mandatul și vine cu tare. Și uite, așa s-a prelungit, a trecut și...
Dar totuși, nu aș vrea să intru. Domnule Bazgan Junior, totuși cauza Bazgan nu este un perpetuum mobile de speța nu știu care, nu? Dom'le, cauza Bazgan are două aspecte. Unul are aspectul aplicativ și ceea ce a adus omenirii prin invenția sa. Bani! Nu banii. Dar e ce? Problema posibilitatea penetrării la adâncime de până la 10.000 de metri. Asta însemna noi zăcăminte, petrol în plus, prețul de foraj redus, adică avantaje materializate în interesul țării, al statului, al omenirii din punctul ăsta de vedere și practic al individului. Cu forțe proaspete, domnule președinte George Buliga, aș vrea să mă ajutați să realizăm împreună o nouă secțiune și anume cuvinte care definesc opera economică a domnului Ion Ște Bazgan, întrucât Ion Ște Bazgan a avut și o activitate și o operă economică de invidiat. Studiile lui Ion Bazgan, partea economică, au constituit un veritabil instrument de lucru. Foarte pe scurt, pregătind această emisiune, mi-am notat câteva lucrări foarte importante, raportul economic al secțiunii petrolului, care a fost publicat și citat de către profesorul Virgil Magiaru în Evoluția economiei românești. De asemenea, aș vrea să mă opresc asupra unei alte lucrări, principiile politice economice în legislația petroliferă din România. Aș vrea să intru direct, domnule președinte Gheorghe Buliga, știu că aveți preocupări, amintindu-vă că Ion Ște Bazgan a avut contribuții importante la legea pentru consolidarea dreptului de a exploata petrolul din proprietățile particulare din anumite perioade. Am să mă refer la legea minilor din 37, i-a mai fost 29, 41, decretul legea al petrolului din 42. Vă rog frumos să comentăm această lege a petrolului, care, după câte știu eu, din 2004 nu mai este schimbată. Deși, vom vedea, poate ar trebui să mai fie schimbată prin părțile esențiale. Vă rog. Sigur că problema petrolului, în afară de aspectele tehnice pe care le incubă tehnica de extracție, de descoperire și de procesare, sunt aspectele economice care sunt foarte importante, că petrolul nu se scoate numai pentru a demonstra că știm să-l scoatem. El se scoate, se extrage în scopuri economice. Iar economia petrolului a dominat economia mondială cel puțin în ultima jumătate de secol, din secolul trecut, și care continuă să domine și să nu numai viața economică, dar are implicații la fel de mari asupra întregii vieți de pe planeta noastră, vezi, ale comunității umane, atât din punct de vedere economic, dar social, politic și așa mai departe. Problema petrolului este de actualitate, chiar începând dinainte de primul război mondial. Sigur că dacă ținem seama că România a fost una din primele, sau a fost prima țară care a raportat în statisticile mondiale o producție de petrol la 1857, activitatea de extracție a petrolului și de rafinare, în vederea obținerii lampantului, în paranteză e spus, București a fost primul oraș din lume iluminat public cu petrol lampant în același an în care s-a înregistrat producția de petrol a României, deci în 1857. Extracția a continuat prin metode empirice, prin puțuri săpate manual, prin gropoaie și alte formule de extracție relativ primitive, dar volumele de petrol extrase au început să fie din ce în ce mai mari. Comerțul cu petrol, cu păcură, cu lampant,
a luat proporții, încât în 1895 regele Carol a simțit nevoia ca prin Parlament să promoveze o primă lege a petrolului care să statueze modalitățile de exploatare și de comercializare a petrolului. Această lege repede a fost depășită de amploarea pe care industria de petrol a luat-o în Europa, în America și nu numai, în așa fel încât în anul 1904 a fost nevoie de o nouă lege a petrolului. Prin această nouă lege, la vremea respectivă, proprietarii resurselor subsolului erau chiar proprietarii suprafețelor de teren. În așa fel încât, pentru începerea exploatării, statul a preluat inițiativa prin Comitetul Geologic înființat la vremea respectivă, în Institutul Geologic al României, înființat ca urmare a acestei legi în 1906, dar s-a simțit nevoia ca întregul proces de exploatare, de atribuire a permiselor de exploatare, de a permiselor de cercetare și așa mai departe, să fie atribuite de către un for specializat, care era un comitet al minelor, pe lângă Ministerul Industriei, după care, din punct de vedere tehnic, consilierea o făcea Institutul Geologic al României. Problemele care s-au ridicat au fost foarte numeroase și foarte multe. Salutăm regii, totuși, aici, ca să vedeți cât de complicată era problema petrolului, am aici legea consolidării exploatărilor din proprietăți particulare a petrolului și ozocherite, scrise de un avocat al statului la 1912, care introduce și comentează toate articolele de lege din legea din 1904, precum și toată jurisprudența care s-a exercitat pe marginea acestei legi. Sigur că au mai fost tentative și modificări ale legii în timpul celui primului război mondial, ca urmare a ocupării provinciilor, în special a Muntenii, de către armatele germane, prin care se stipula ca producția de petrol din Muntenia să fie preluată de către forțele puterilor centrale, Germania și Austria. După Marea Unire din 1918, a fost nevoie de o Constituție nouă. Această Constituție nouă trebuia să țină seama de noile modificări politice care interveniseră pe scena Europei și în special cele care afectaseră sau de care se bucuraseră statul român. Sigur, erau și o serie de dificultăți. Dificultățile proveneau din marea datorie pe care România trebuia să o plătească ca și despăgubiri de război și ca și despăgubiri optanților unguri care părăsiseră Transilvania. De asemenea, pentru o serie de firme care în timpul războiului sau înainte avuseseră concesiuni petroliere în vechiul regat. În aceste condiții, sigur că guvernul liberal care a contribuit decisiv la elaborarea Constituției din 1923 a căutat să găsească resurse în interiorul țării și au lansat deviza prin noi înșine. În această situație s-a urmărit exploatarea bogățiilor subsolului în scopul și în folosul țării, în așa fel încât
s-a pregătit și s-a elaborat și a fost în discuție timp de aproape 2 ani această lege a minelor, care în special este o lege a petrolului, o lege a tot cuprinzătoare, care a abordat absolut toate aspectele, de la aspectele tehnice, aspectele manageriale, în termenii actuali, aspectele comerciale, politice, aspectele de conservare și de exploatare rațională a zăcămintelor de petrol, aspectele privind manageriatul industriei de petrol. Și aici aș sublinia că legea din 1924 se deosebea fundamental față de legile anterioare, în sensul că statul devenea proprietar al bogățiilor subsolului. Dar el concesiona sau dădea drept de concesiune pentru cercetare și explorare societăților anonime, în special românești, și de aceea era o lege considerată cu caracter naționalist și, mă rog, comentată și contestată de o serie de firme străine care anterior avuseseră concesiuni, embaticuri, cum se numea atunci în România, înainte de război, acest mod de a ocupa niște suprafețe și de a le explora și exploata, un fel de arendare pe termen lung, deci o concesiune pe termen lung de până la 99 de ani. Legea acum limita durata de exploatare până la 30 de ani, se ocupa în special de concesiunea din perimetrele statului, din suprafețele deținute de stat, fixa pentru exploatatori o redevență progresivă pe parcursul recuperării investiții, iar după recuperarea investiției, această redevență era fixată la 50% din producția obținută. Aceasta pentru societățile anonime, societăți pe acțiuni, care trebuiau să se declare în registrul comerțului, să se inventarieze, să țină o evidență foarte strictă a tot ceea ce pentru toate operațiunile petroliere care le executau în schele și pentru toate contractele încheiate cu persoanele particulare ale căror terenuri erau afectate de lucrările petroliere. În principal, fie încheiau contracte de concesiune pentru aceste terenuri, fie le achiziționau, le cumpărau, dar la un preț care însemna de două ori valoarea de circulație a terenurilor din zonă și puteau să obțină și să înceapă explorarea propriu-zisă numai după ce se prezentau cu toate documentele la Comisia Superioară a Minelor din Ministerul Economiei. Sigur că în 1929 guvernarea țărănistă a deschis porțile intrării sau reintrării capitalului străin în industria petrolieră românească, a favorizat, sigur, în anumite condiții în care ei aveau și firmele străine, aveau o serie de obligații, printre care aceea de a angaja 75% din personalul companiei să fie personal românesc, iar companiile aveau și o serie de obligații sociale față de persoanele care sau de localitățile în care își desfășurau activitatea. Corpul tehnic al societății avea dreptul, inginerii respectivi, aveau dreptul să dețină până la 10% din acțiunile societății. Mai mult decât atât,
societățile erau obligate să plătească pe lângă acea redevență un impozit pe venit de 2% din valoarea producției și sigur că dacă problema este destul de complicată și complexă, sigur, și complexă, da? Am în față aici un manuscris al unei enciclopedii a industriei extractive din România, inclusiv minerite, un capitol special, inclusiv, aici un capitol special scris de mine, care se referă la toată evoluția legislativă de la prima lege din 1895 până la legea 238 aflată în vigoare și care, sigur că necesită multe și modificări în sensul de a pune statul român, proprietar al bogăților subsolului, în situația de a-și valorifica proprietățile. Și am făcut o serie de remarci într-un articol pe care l-am publicat. Dar o să fac și o referire la el. O singură întrebare, această enciclopedie va vedea lumina tiparului în 2014. În 2014. Da? Deci vom fi în posesia cărții, da? Cărții. Cartea unde va apărea? Cartea o să o edităm noi la editura Societății Ingenierilor de Petrol și Gaze. SIPEG. Să mai așa, mai fac remarca că această enciclopedie a industriei extractive va aborda întreaga exploatare și întreaga bogăție în substanțe minerale utile a subsolului românesc. De la începuturile exploatării, pe solide, dar și pe fluide, și până în prezent, sigur că prezentarea noastră va fi, e un colectiv format din trei persoane, respectiv eu ca și coordonator, profesorul doctor inginer Dumitru Fodor, fost rector al Universității de mine din Petroșani, și Stelian Diță, geolog, care încercăm ca să prezentăm să nu spunem economia chiar tot. Să nu spunem chiar tot, da? Așa, vă rog, da? Industriei extractive din România într-un mod exhaustiv, adică sub toate aspectele. Bun, așteptăm cu interes cartea, să mai spunem că tot în 2014 o să vadă lumina tiparului, o altă carte de succes, sub coordonarea noastră, Elitele Petrolului Românesc. Și de asemenea, să mai menționăm că în numărul din decembrie, Monitorul de Petrol și Gaze, domnul doctor inginer Gheorghe Buliga, invitatul nostru, președinte ANRM între 2005-2006, semnează un articol foarte interesant, Gazele de șist în România, și vreau o singură remarcă să fac din motive de timp, și anume că promovarea proiectului Gaze de șist, de exploatarea gazului de șist, trebuie precedată de o serie de măsuri legislative și de reglementare, sugerați dumneavoastră modificarea legii petrolului în concordanță cu procedurile și legislația internațională în domeniu, după cum ați menționat, cu includerea gazelor de șist și a problematicii acestora. Mulțumesc, suntem obligați să mai navigăm, am să-l provoc pe domnul Bazgan Junior la o altă secțiune, prietenii adevărați ai lui Ion Bazgan. Mi-am notat eu, au reușit să-l facă puternic să înfrunte viața, familia, prieteni adevărați, munca. Prieteni adevărați, nu amici, prieteni adevărați. Vă rog. Am să vă dau un nume. O să dați nume, vă rog. Sigur că da, suntem într-o emisiune publică. Aș începe cu Gagel, Otto Gagel, profesorul Sisești, Dan Sisești. Dan Ionescu. Dan Ionescu Sisești. Da? Fiul fondatorului, fiul academician de 50, da? Profesorul Constantin Giurescu, tatăl celui care astăzi îl vedem toată ziua pe posturi, da? Istoricului Giurescu, profesorul Cădere, profesorul Bodnărescu, Malaxa, adică sunt persoane care au fost foarte apropiate și în familie și în activitatea pe care a desfășurat-o. Am aici o confesiune semnată de profesor doctor inginer Dan Ionescu Sisești. Din anul 1950, întâlnirile noastre la familia inginerului petrolist Ion Bazgan din strada Cernica numărul 4
se constituiau în seri de neuitat, încărcate de voie bună, dans, poezie și discuții științifice despre tot ce-i nou la zi. Erați tânăr, aveați 12 ani atunci. Da, vă amintiți de astfel de întâlniri? Sigur, da. Erau întâlniri, să zic așa, cam săptămânale. Frumos. Și mai mergeau și până rotații. E, unii se rotesc, alții se învârtesc, da. Știți dumneavoastră. Adică se mai întâlneau și la ceilalți. Da. Eu aș vrea să navigăm și să punem bazele, aici am să fiu eu foarte rapid, unei alte secțiuni, foraje hidrogeologice. De ce? Pentru că timp de 12 ani, începând cu 1954, tatăl dumneavoastră a activat în cadrul Ministerului Agriculturii și Comitetului de Stat al Apelor, se desființase Sovrom Utilaj Petrolier, în calitate de proiectant, executant de foraje și președinte al Comisiei de Coordonare a Forajelor de Apă pe Țară. A condus și coordonat forarea circa 1000 de sonde de apă în toată țara, din care circa 300 numai în Dobrogea. Domnule Pazgan Junior, revenind puțin la cauza Pazgan, și aș vrea să îmi dați un răspuns sincer. După dumneavoastră, serviciile secrete din America, din România, au fost implicate în cauza Pazgan? Categoric, da. Ce înseamnă categoric? Au urmărit-o, da. Constant. O mai urmăresc? Și. Și în prezent? Și, da? Și. Deci tot timpul, da? Atâta timp când drepturile încă sunt valide și sunt valide până în 2037, interesul este destul de mare. Dar în mecanismele democrației americane, am pus eu între ghilimele, au fost aplicate în cauza Pazgan? Nu. Aici se pot formula o serie întreagă de acuzații. Pornind, aș da un simplu exemplu ca să nu intru prea în amănunt. Vă rog. Prea abrupt întreaba asta. Vă rog, exabrupt. Faptul că în 1947 s-a semnat tratatul de pace, ăsta a fost între puținele, dintre, de fapt singurul brevet, care n-a fost inclus în categoria celor care trebuiau restituite. Situație care intervine de-abia în anul 1965. Și are o explicație. Este de ce? Pentru că și prin textul brevetului era prevăzut interes național american. Și de aici derivă o serie întreagă de consecințe dacă ne referim numai la această frază. Cam diplomatic răspunsul dumneavoastră, îl acceptăm ca atare. Aceasta adresez o întrebare invitatului nostru, domnul Gheorghe Buliga. V-ați odihnit puțin. Domnule președinte, nu eram obosit, da. Considerați, eu sunt obositor, că efectul Pazgan este oglindit corect în cursurile universitare din România, să nu mai vorbim de cele din America, Franța și Rusia. Sigur că efectul Pazgan este puțin pus în evidență și în mod special în cursurile universitare. De altfel, este o lacună generală a cursurilor noastre universitare. Dar care practic se aplică? Sigur. Se aplică absolut în toate activitățile și chiar în calculele lor, da. Pe care le prezintă, folosesc formulele date de inginerul Ion Ștepazgan, numai că nu indică autorul lor. Dintr-o... Nici erate nu am văzut măcar în anumite cursuri pe care le-am răsfoit. Acum, sigur că este un defect al vremurilor trecute, dar care se continuă, de a promova cultul numai al unei personalități și nu al personalităților adevărate. Și atunci sunt prezentate toate aceste lucruri ca impersonale, ca și, cum să spun, date de undeva și ca fiind definitive, că și știința este într-o continuă dinamică, iar eu consider că în general nu se folosește și nu se face apel în formarea noilor specialiști la toate instituțiile de cultură care au conservat și conservă în continuare descoperirile și au conservat tradiția și descoperirile și rezultatele cercetărilor anterioare pentru a potența
prezentul și pentru a putea să pună în lumina și să prezinte viitorilor ingineri, viitorilor specialiști, locul lor în această industrie și locul lor pe scara dezvoltării istorice a specialității. Am înțeles, iertați-mă. Este un merit însă al emisiunii dumneavoastră și al dumneavoastră, nu, vă mulțumesc, seniorii petrolului românesc, pentru că prin ceea ce faceți, readuceți în memoria actualelor generații, în acei înaintași ai neamului care au pus temeliile în domeniile de bază ale societății noastre. Și sunt oameni care au fost recunoscuți și ale căror realizări sunt recunoscute și în țară și peste graniță. Și da, nenorocirea este că în marea majoritate a lor persoanele nu sunt pomenite, ci numai îi se aplică metodele lor. Aveți o propunere concretă pentru a îmbunătăți această situație? Cred că... Puțin jenantă, într-adevăr. Da, propunerea mea este ca în toate cursurile universitare inginerești să se introducă un curs de istoria specialității respective, al cursul domeniului respectiv, de deci istorie... Deci o nouă disciplină, da? Da, e un curs foarte greu acesta, da, e greu de susținut. Am văzut în străinătate că în afară a laboratoarelor demonstrative ale teoriilor și ale practicilor curente care există în universități, se folosesc într-o măsură covârșitoare de muzeele. Unde? În Anglia? Unde ați văzut? La Londra, da? În Anglia, la British Museum, dar nu numai. Da, am înțeles, da. Peste tot. Și unde figurează acele cursuri facultative, da, 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 nu obligatorii, tocmai pe domeniile acestea. Exact. Da, care uneori sunt foarte importante. Ne apropiem și de finalul celei de-a treia emisiuni, dar mai avem puțin de lucru. V-aș ruga să recomandați, vă rog, nu știu dacă v-am pregătit în acest sens, alți seniori ai petrolului românesc pe care să-i invităm și să stea exact în locurile pe care a stat și dumneavoastră în studioul nostru Valea Prahovei. Vă rog, dumneavoastră. Eu m-am gândit, mi-ați spus de... V-am spus de această dată din emisiunea trecută. M-am gândit la domnul Grădișteanu, cu care am fost și coleg. Doctor inginer? Doctor inginer. Iulian Grădișteanu, da, da. Care este petrolist jet by jet. Da. A lucrat în domeniu, a fost și președintele Petrom și cred că are multe să vă spună. Mulțumesc! Aveți vreo propunere, domnule președinte Gheorghe Buliga? Am mai multe propuneri. Mă rog! Și mă gândesc la faptul că în emisiunile dumneavoastră foarte utile și foarte... Vă mulțumesc! Mai exagerați dumneavoastră, da? Nu, nu, așa pline de conținut. Ar trebui să aducem și niște reprezentanți ai industriei de gaze, da, gazele fiind incorporate în petrol, în definițiile actuale, da, ale petrolului, deși gazul metan ca atare nu vine sau nu se extrage împreună cu petrolul, deși ulterior urmează și altă logistică, altă cale decât în aval de extracție, are alt parcurs decât țițeiul, dar avem specialiști de marcă, contemporani, care ne dau încrederea că industria petrogazieră din România va continua să reprezinte o forță pe plan mondial, vorbesc din punct de vedere al specialiștilor. Și aș putea să recomand pe directorul Gheorghe Radu, doctor inginer, pe geologul, sigur, sunt mulți alții, doctorul inginer Pavlovski, doctorul inginer Ștefănescu din Romgaz, alții pe Eugen Sorescu, geolog. Geolog, da, un geolog mulți, de marcă. Mulți alții, da. Bun, vă mulțumim frumos. O ultimă întrebare și vom finaliza această emisiune cu mare regret. Mă adresez amândurora. Cine își mai amintește astăzi de Ion Bazgan? Și am să mă refer la câteva muzee. Pe unul vi-l spun eu. Muzeul Petrolului din Ploiești. Da, e Muzeul Petrolului din Ploiești. E Muzeul Dimitrie Leonida din București.
pe care le-am vizitat cu toții, da? Da, le-am vizitat, bineînțeles. Vă fac o favoare. Vă adresez o rugăminte, domnule Ion Bazan, ca domnule Gheorghe Bulia, să finalizăm. Știu din emisiunile precedente pe care le-am realizat că sunteți un fan Arghezii. Credeți că s-ar potrivi ceva pentru inventatorul Ion Ștebazgan să facem finalul emisiunii? Vă rog. Dacă ați adus în discuție poezia lui Bazgan, poezia lui Tudor Arghezi și nu așa legată de inventatorul Bazgan, eu cred că cel mai important lucru care ar trebui să ne însoțească și care să-l avem ca moto este acela de a gândi singuri, cu capul propriu și fără a ne însuși filtrate lozincile care se promovează permanent și care de multe ori sunt scutite de... Haideți să fim concreți, vă rog. Așa, dacă aveți ceva concret. Pentru concretență aș menționa din poezia lui Arghezi cel ce gândește singur. Și scormone lumina, da? Așa. Cel ce gândește singur, înțelegând ceea ce am spus, că gândește cu propriul cap și filtrează toate informațiile și pune semnul întrebării la lozincile care sunt promovate. Cel ce gândește singur și spormone lumina a dat o viață nouă și un om de fier mașina. Ființă zămislită cu gândul și visarea, neînchipuit mai tare ca brațul și spinarea, cu ea brăzdesc pământul în lung și lat și semeni și una ține locul la mii și mii de oameni. Iar în final, ca să aducem încă o dată în discuție problema celui ce gândește singur, este aceea că îl descătușează față de forțele din jur și îi dă libertatea de a merge mai departe. Și de aceea spune în final că e timpul slugă veche, slugă în înțelesul de a prelua fără discernământ toate ideile și lozincile, și robul celui rău, tu, omule și frate, să fii stăpânul tău. Mulțumim foarte mult, domnule doctor inginer Bazgan Junior. Domnule doctor inginer Gheorghe Buliga, vă mulțumesc sincer pentru maratonul celor trei emisiuni, finalizăm evocarea Ion Ștebazgan. Vă așteptăm și la anul, până atunci să vă doresc la mulți frumoși, sănătoși ani, volumul urării, vă rog frumos să-l măriți dumneavoastră, nu înainte să dăm la revedere și de la telespectatorii noștri, asigurându-i de aceeași fidelitate, Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit și ne vedem săptămâna viitoare.